ne mândrim cu o tradiție internațională solidă de peste 500 de ani. Iar de 25 de ani încoace, pasiunea noastră pentru mobilitate se traduce prin excelența în servicii și în România. Haideți să vedem cum a început totul. În 1994, Gebrüder Weiss pătrunde pe piața românească prin colaborarea cu compania locală de transport Cargolog. În 2001 achiziționează pachetul majoritar al acesteia și denumirea companiei devine Cargolog Weiss. La momentul acela, erau doar 5 angajați. În 2003 se inaugurează terminalul nou din București, terminal construit pentru Gebrüder Weiss. Cifra de afaceri depășește pragul de 2 milioane de euro în 2004. În 2005, Cargolog Weiss devine Gebrüder Weiss și se deschide un nou punct de lucru în Arad. 2006. Se deschide un birou nou în Constanța. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, compania pierde o parte importantă din serviciile de formalități vamale și își adaptează portofoliul la noile condiții din piață, punând accentul pe servicii logistice și de distribuție națională. În 2008, 100 de angajați împărtășesc valorile companiei și un nou terminal se inaugurează în Bacău. De asemenea, începe construcția unui terminal nou lângă București, o investiție proprie de circa 18 milioane de euro. Diviziile din București se relochează, în mare parte, pe autostrada A1 în 2009 pentru a beneficia de avantajul unei zone logistice extinse și a unor tehnologii superioare. 2010. Cifra de afaceri depășește pragul de 20 de milioane de euro și un terminal nou este inaugurat în Craiova. Anul 2011 ne conduce spre o nouă creștere. 200 de angajați pun în mișcare lucrurile alături de noi. Se deschide un nou depozit în Chiajna pentru un client important din zona Oil and Gas. În plus, are loc extinderea rețelei naționale cu noi terminale în Sibiu și Cluj. 2013. 400 de angajați aleg să lucreze alături de noi. 2014. Cifra de afaceri se dublează față de 2010, depășind pragul de 40 de milioane de euro. Un nou terminal se inaugurează în Brașov în 2016. În 2018, decolăm! Am efectuat peste 690.000 de transporturi cu greutatea totală de peste 1.200.000 de tone. Inaugurăm extinderea filialei din Sibiu, având în prezent 4.500 metri pătrați spații de depozitare și cross-docking, printr-o investiție de 3.500.000 de euro. Deschidem un depozit nou în Chiajna, pentru un client important din industria de telecomunicații. Lansăm un nou serviciu de livrare la domiciliu, Home Delivery, și, nu în ultimul rând, implementăm conceptul Lean Management în zona de depozit, cu extindere în zona de birouri în 2019. Anul 2019 este un prilej de sărbătoare. Aniversăm 25 de ani de excelență în servicii. Alături de cei mai competenți angajați, ne impresionăm partenerii și punem în mișcare mărfuri și date. Haideți să scriem în continuare povestea în mișcare!